Un tânăr de 27 de ani din Onești a fost condamnat zilele trecute la închisoare cu executare pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic în formă continuată și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. Deși are doar 11 clase, bărbatul a furat datele personale ale clienților unor mari companii. Pe internet, tânărul se prezenta drept absolvent de master la Universitatea Cambridge în tehnologie informatică. În urmă cu 2 ani, autoritățile judiciare din Statele Unite au solicitat extrădarea acestuia pentru conspirație și infracțiuni informatice. Tânărul din Bacău a fost acuzat că alături de iubita a compromis sistemul informatic care gestiona supravegherea video a Poliției Metropolitane din Washington. Hackerul din Onești a reușit să neutralizeze 123 din cele 187 de camere de supraveghere, infectând sistemele informatice cu virus. Acesta a cerut bani pentru remedierea problemei.